Salut al meu și bine v-am regăsit astăzi la un nou comentariu pe acest canal. Poate vă întrebați de ce am luat această pauză de, să zic așa, o săptămână. Teoretic trebuia să fie de două săptămâni, dar lucrurile au mers destul de repede pentru mine și am putut să pot să aprovez și să vă spun ce s-a întâmplat. Păi, în caz că vă întrebați, eu m-am mutat la casă. Deci a fost singurul om care și-a dat seama, nu știu exact cine și-a dat seama exact, dar știu că cineva a aflat, de fapt, care a fost faza, știți? Și n-am zis nimic, a fost tăcut, dar a fost totuși ok cu mutarea, adică, mă rog, a fost foarte grea, însă o să vă povestesc acum. Deci, în caz că vă întrebați, eu în thumbnail-ul videoclipului trecut am lăsat un hint, da? Deci m-am pus eu lângă o casă, și am pus și săgeata aia indica spre casă, deci aia era, de fapt, un hint, ca să vă dați și voi seama, un indiciu, care este cauza acestei pauze, știți? Și acum am revenit aici să vă povestesc exact cum s-a întâmplat toată tevatura sau cu mutarea, să vă spun așa, în mare, să, așa, mai pe scurt. Deci, ideea este că pe data de 12 august am vrut să chemăm niște oameni să ne ia mobila și să o ducă la casa unde sunt eu acum. Mă rog, ideea este că când au venit băieții cu Duba, Duba era mică și nu încăpea toată mobila, așa că a lăsat-o pe data de 13 august. Și pe 13 august, fratele vostru, la ora 7 dimineața, s-a trezit. Am mâncat pe la ora 8 și pe la ora 9 deja Blood and Wurst era afară, pentru că n-a trebuit să păzesc camionul ăla în casă, nu ia cineva din lucruri gen, nu știu, saci, mobilă sau mai știu ce, că se mai găsesc niște idioți de ăștia așa, care se ia mobila, că cine știe, zi seama, că lumea e săracă, e flămândă, pula mea, așa. Și deci de la ora 9 până la ora 4, ca să zic așa, am stat numai în picioare, ba am stat în casă, ba am stat afară și a fost foarte, foarte obositor. Deci asta, deci aia a fost o zi de căcat. Nu că se sucă, eu știu, cu nervi, dar a fost stresant și foarte obositor, frate. Deci imaginați-vă că am cărat toată mobila din casă, după aia m-a dus-o la casa unde sunt, mă rog, încă nu sunt la casa aia unde trebuia să fiu, până când o să fie acea casă gata, stau la o casă provizorie, ca să zic așa, o casă, stau la casă până se face casa aia, dacă v-ați prins, știi? Pentru că încă nu este gata. Și după aia, după ce, mă rog, au plecat băieții, după ce au făcut nu știu ce, au scos mobila din casă, așa, am făcut curățenie puțin. După aia mi-am făcut și eu un duș, că eram super transpirat, deci mă ustura și curul, deja, deci, bă, jur că, deci eram, aveam curul de transpirat, deci nebun. Și după aia mi-am făcut un duș frumos, am stat vreo oră în baie să fac un duș, ca lumea, frate, un duș de la fierbinte, mă rog, mai rece fierbinte în pula mea. Și după aia m-am simțit alt om. După care am vrut să, cum se cheamă, să am și eu internet, să mă ușor la Game of Thrones, că mai nou îmi place serialul ăsta de mor în ba, pula de, e super tare. Și după aia, deci mă rog, am ieșit din baie frumos, m-a ajutat și maica mea să car masa din bucătărie, să o bag la mine în cameră, pentru că nu mai era nimic acolo, bă, nimic, așa, și mă rog, mi-am montat calculatorul singur, bă, fratele vostru s-a descurcat, bă, de minune. Ideea este că, mă rog, am pus eu calculatorul, am cablat, calculatorul, am pus tastatura, mouse-ul, căștile, alimentarea de la sursă, cablul de la sursă care ți-o bagi în procesor, monitorul l-am băgat. Bă, și când s-a dat drumul la calculator, bă, nu mergea monitorul. Bă, am zis, bă, ce dracu cu aia, nu merge monitorul, mie ce pula mea. Și bă, am luat ștecherul ăla care îl bagi în placa video, bă, nimic nu mergea, frate, nimic, bă, nimic. Bă, nu știu ce pizda mă se avea, frate, bă, că stăteam așa și făceam idei, bă, ce dracu, mă. Adică doar am mutat, mi-am luat calculatorul și l-am dus într-o altă cameră până când se scoate mobila. Atâta tot, mare brânză n-am făcut. Bă, și m-am chinuit acolo, eram obosit, eram stresat, l-am sunat și pe taică-miu să mă ajute, că el le știe. Bă, nu răspundea nici taică-miu, frate, m-a luat criza. Am sunat-o și pe bunica mea. Ghișeni, nici ea nu răspundea. Adică ia să pasă, tăticule. Băi, deci atât de tare m-am enervat, frate, că efectiv aveam mare nevoie de ajutorul părinți al tatălui meu ca să, eu știu, să mă ajute. Bă, și într-un final,
Mi-a răspuns tata. E, și după ce mi-a răspuns tata, i-a spus, bă, tată, zici și mie, bă, nu merge monitorul ăsta, știi? I-am zis că am băgat ăla în calculator și mai zis că trebuia să mă bag și în priză. Să moară mortul de... Bă, am zis, și mai era acolo un știulete, un de ăsta de bagi monitor. Și l-am băgat în monitor. E, în momentul când am băgat la monitor, s-a prins beculețul roșu. L-am văzut pe Dumnezeu. Mama, am fost atât de bucuros, fraților, că... Mamă, că ne-am făcut, când mergea monitorul, că ziceți seama și voi, că n-am, mă speriasem în pula mea, adică nu, eu am crezut că are decât un cablu, ci nu, un cablu care îl bagi în monitor și un cablu care îl bagi în calculator, în pula mea și cu placa video, dar trebuie să bagi și în priză. Mă rog, deșteptul de blu de vârst, ce să știe chestii de genul ăsta, e complicat, e grele și e multe, în pulmă. Așa, fratele, bă, fraților, vă mulțumesc foarte mult că m-a susținut și, mă, ca să un fel de paranteză acum, vă mulțumesc foarte mult că m-a susținut, că mi-ați arătat suportul, pentru că, sincer, fără suportul vostru, bă, nu, sincer, n-aș fi ajuns aici. Chiar m-am bucurat foarte mult că mi-a spus că, bă, Bludenburg, o să ducem dorul. Și chestia asta m-a bucurat, mi-a adus așa o liniște sufletească, pentru că știu că am făcut acel comentariu pentru voi, din plăcere, din... n-a fost să fie. Și, na, mi-a plăcut foarte mult că ați fost implicați. Mulți mi-au spus că mă însor, nu mă însor, adică aș fi vrut eu să mă însor, adică a aflat toată România, a aflat tot Bucureștiul, tot YouTube-ul românesc, ce e el acolo, eu, Bludă, vor se însoară, direct, infovideo, mireasa pentru fiul meu. Așa, mă rog, s-ar putea să auzi un ecou, dar camera asta e cam, să zic așa, cam e goală, dar totuși e ceva, e că v-am adus la cunoștință că sunt viu, că am internet. Ideea este că, da, știu că paranteza asta este cam mare, dar nu știu, o să închidem acum. Ideea este că am internet de la ACTA. Știu că nici voi n-ați auzit de ea. Faza este că e de 50 de megabytes. 50 de mega. Megabytes, sau cum pizda voi se spune. Așa, și acum sunt curios dacă aș putea să fac live stream. Dar bine, nu fac live stream acum, aștept să facă casa. Și mă, nu mai mult la casă, mai e foarte puțin. Bine, acum am închis paranteza. Așa, e, referitor la ziua aceea. Așa, deci v-am zis, deci s-a făcut calculatorul frumos, s-a uitat Dragoș la Game of Thrones, am ascultat muzică și după aia, pe la ora 6, a trebuit să ies cu câinii afară. Deci după o zi de asta de chin, de stres, de oboseală, mă, și tu cu câinele afară. Bun, a ieșit Dragoș cu mama lui afară cu câinii, că am 3 câini, da, că am bani. Din YouTube, evident. Așa, și... am ieșit frumos cu câinii, nu știu ce, după care m-am dus cu maică-mea la Best, era un magazin de aici de cartier, și m-am dus să iau și eu ceva de mâncare, pentru că efectiv nu aveam mai nimic, pentru că, cum se cheamă, frigiderul a fost dus în momentul când a fost mutat și așa. Mă, ce pot zic, am fost super obosit, am fost extrem de obosit. Cum se cheamă, dorul ăsta de casă, sincer, îmi pare că m-am mutat, îmi pare e că totuși că am lăsat casa aia în urmă. Știu că de acolo a început absolut totul, am început să fac YouTube, acolo a început tot, am început să fac YouTube, am început acolo să fac primul live stream, nu știu, în camera aia am râs, am plâns, am, nu știu, efectiv am făcut de toate acolo, am băut, m-am de futut, nu pot să zic asta ca și ipocrit, că n-am făcut. Asta e bapul de viață, beau Clorox în pula mea și mor dracu, asta e bapul de viață, într-un câine mor și beau spirit și mă dracu, mă fut. Așa, știu că o să fie un comentariu mai lung, dar n-având în vedere că o săptămână n-am cam lipsit, vă zic că mai bine decât un comentariu de 5 minute, mai bine un comentariu, eu știu, de vreo 10-12 minute, să zicem așa. Mă rog, cum se cheamă, e greu să pleci din locul unde ai copilărit un sfert de viață, să te muți în alt loc, dar zic că această chestie e un pas înainte, na, asta a fost să fie. Sincer, îmi place că sunt la casă, adică acum pot să ies afară foarte ușor, foarte repede, nu e ca la bloc să cobor cu liftul, așa, și după aia să...
poluarea aia care efectiv, hai să-mi bag pula, deci o poluare acolo în București, mama, aici e mai ca lumea, deci dacă veniți aici o să fii ca lumea. Ideea este că am scăpat și de niște vecini din bloc, frate, care efectiv sunt unii, deci să nu-i mai aud în viața mea, pentru că sunt niște, am avut niște vecini, frate, bă, e unul Stănescu, așa-l cheamă, bă, coaia ăla, bă, ăla e scary rău, mi se pare că a fost securist în pula mea, era, Stănescu ăla nu-i prost, dar te bârfește ăla ce gosul ăla, bă, gamia și pula, bine că a scăpat de el. Mamă, mamă, ce bine, am scăpat de vecinii ăștia. Bă, dar unii sunt așa ciudoși, frate, de zici că parcă mă mutam în America, bă, parcă mă mutam în Statele Unite. Unde pula mea m-am mutat, frate? M-am mutat ca lumea, frate, ca tot omul. Se mai întâmplă, na, pula mea. Dacă n-ai, dacă nu ești în stare să te muți, asta e, stai dracu și înghite. Haide, pula mea, ce am transpirat, e și foarte cald. Mi-e și foame acum. Bă, fraților, ideea este că s-ar putea să revin pe data de mama a făcut asta de 10 minute în pula mea. Ideea este că o să, poate o să revin cu streamul pe data de, să zicem așa, înainte de școală. Sincer, casa o să fie gata, a spus ei, pe data de 1 septembrie, pentru că au dat un termen limită, pentru că se mișcau foarte cet, s-a băgat și tech immunii, a zis, bă, frate, dacă tu faceți treabă, faceți un pula mea ca lumea. Și ideea este că am revenit, am internet. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați susținut, că mă susțineți, că am făcut 10K în sfârșit după atâția ani, frate, de muncă, nici nu am crezut că o să am atâția abonați, adică eram, bă, ce, dacă îmi spunea cu, eu știu, 5-6 ani că o să am 10K abonați, nu te credeam. Și dacă, eu știu, aveți subiecte, parcă n-aș vrea să închid clipul ăsta, dar totuși am făcut de 11 minute, nu știu cât de mult, nu știu câți oameni o să se uite la acest videoclip. Sper că v-a plăcut, sper că, eu știu, ați înțeles care a fost ideea, deci m-am mutat, ziua de 13 a fost extrem de obositoare pentru mine, psihic, fizic și așa mai departe. Și dacă am strâns atunci 34 de like-uri, cred că putem strânge la acest clip undeva pe la 40 de like-uri, cred că nu vă cer imposibilul. Eu o să mai revin, nu știu exact cu ce clip, cu ce comentariu. Poate vă întrebați acum, bă, Bludenwurst, o să faci de acum încolo comentarii. Bă, văd că asta prinde acum și, sincer, parcă mai degrabă aș lua-o pe calea asta, ca să zic așa. Adică am încercat cu gaming-ul, am încercat cu vlog-ul și acum e cu comentariu, așa că o să fac și comentariu. O să mai văd și eu ce subiecte mai strâng. Și, na, s-au întâmplat o grămadă de evenimente, de exemplu, atentatul ăsta de la Barcelona, frate, și na, o grămadă de căcaturi, frate, se întâmplă în omenirea, în lumea asta, în locul la unde a fost atentatul, am fost și eu acum vreo 4-5 ani, exact acolo, și culmea e foarte ciudat în momentul când știi locul ăla, știi, e foarte fact. Eu n-am înțeles care este faza cu ISIS-ul și ce vrea să demonstreze treaba asta. Adică ISIS-ul chiar nu înțeleg pentru care este rolul, eu nu înțeleg în 2017 să nu poți să găsești o soluție să-i depistezi, să-i pui capăt acestea amințări, adică să avem o grămadă de tehnologie în pula mea, adică mi-e greu să cred că nu găsim ceva sau, eu știu, cineva să se infiltreze acolo sau chestii de genul ăsta, ca bănuiesc și eu, nu știu, zic și eu așa, nu știu, mă gândeam și eu că poate, eu știu, scăpăm de muianii ăștia. Bă, fraților, cam asta a fost comentariul, eu am fost Bludenwurst, gazda voastră de astăzi. Dacă v-a plăcut acest comentariu, nu uitați să dați like, share, comment și subscribe. Iar noi ne revedem data viitoare, așa că aveți grijă de voi, că în minoare. V-am pat să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!